accident în Ploiești, produs la intersecția străzilor 13 decembrie cu Bogdan Petricei cu HD-ul, în apropiere de Boulevard, rondul spre Gara de Sud. Evident, o neacordare de prioritate, așa cum se întâmplă frecvent în această intersecție. Din câte vedeți, o auto utilitară este răsturnată. Strada cu prioritate aici este Bogdan Petricei cu HDO, o stradă cu sens unic. Tuba a venit din această direcție și a fost lovită de Skoda. Șoferul acestei mașini neacordându-i prioritate șoferului Tupic. Se pare că au avut noroc și că nu este nimeni rănit grav, chiar dacă auto-utilitară a ajuns în această situație. Nu cu mult timp în urmă, un alt accident aici și tot la fel, o mașină răsturnată, pentru că se vine cu viteză destul de mare pe această stradă, pe Bogdan Petricei cu HD-ul, fiind, așa cum vă spuneam, o stradă cu sens unic. Și din păcate, după ce mașina este lovită, nu mai poate fi redresată. În acest moment, polițiștii fac cercetarea la fața locului, așa cum este procedura. Este însă evident foarte ușor de înțeles ce s-a întâmplat aici. Așadar, această dubiță n-a mai putut fi redresată, șoferul n-a mai putut păstra direcția după ce a fost lovit de către acea Skoda. Și după ce a lovit bordura, s-a răsturnat. Eterna povestea neacordării de prioritate, deși locul este unul destul de generos, care îți permite să ajungi în condiții de siguranță la colțul străzii și să te asiguri, culmea, dintr-o singură direcție, nu din ambele. Și cu toate astea, din câte observați, graba duce la astfel de situații. Vă reamintesc că este intersecția străzilor 13 decembrie, cea din față, cu Bogdan Petricei cu HD-ul, strada paralelă cu Bulevardul Independenței, strada care vine dinspre Gara de Sud, chiar la rondul din apropierea Gării, pe Bulevard. O simplă respectare a regulilor de circulație, stopul cât se poate de mare pe acest stâlp, obligatoriu să oprești și să te asiguri. Detaliile cu urmările acestui accident în curând pe observatorul ph.ro, după ce polițiștii vor finaliza cercetarea. Celor care au intrat mai târziu alături de noi, am să le spun că accidentul s-a produs la intersecția străzilor Bogdan Petricei cu HD-ul cu 13 decembrie, în Ploiești, în apropierea Gării de Sud, strada paralelă cu Bulevardul Independenței. Șoferul acestui autoturism, o Skoda Break, nu a respectat semnificația indicatorului stop de pe acest stâlp,
nu a oprit să se asigure. Duba venea dinspre gara de sud pe 13 decembrie, a fost lovită, n-a putut fi redresată, șoferul a ajuns în bordură și de acolo mașina s-a răsturnat, după cum vedeți. Din nefericire a scăpat cu viața, a scăpat teafăr, dar se putea întâmpla și mai rău. Încă o dată, teribilismul, neatenția, ignorarea regulilor de circulație și consecințele pe care le vedeți.